Ioan Aurel Popșa a adus o contribuție însemnată la cunoașterea și promovarea istoriei românilor în cultura universală. Acesta este și rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, implicat activ în viața științifică națională și internațională, președintele Academiei Române, a devenit modelul unei generații ca reprezentant al istoriografiei românești prin contribuțiile fundamentale și perspectiva identitară a istoriei românilor. Recunoscut ca personalitate de excepție în activitatea profesională pentru consacrarea valorilor intelectuale și de cercetare pentru creație, academicianul Ioan Aurel Pop a primit de curând, într-un cadru festiv, titlul Doctor Honoris Causa. Această distinție reprezintă recunoașterea meritelor sale științifice, culturale, sociale și academice de către Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.